fantastică România la Europa FM. Că tot vorbim de disprețul pe care șeful statului îl manifestă față de cetățeni și față de taxele plătite de cetățeni. Nimic mai potrivit în acest context ca o anchetă semnată de jurnalistul Cristian Șuțu, care a luat la puricat unele achiziții deosebite, aș zice, făcute de Palatul Cotroceni, descoperind, printre altele, o față de masă de 9.000 de euro. Borangic. 9.000 de euro. Un rastel de biciclete de 3.000 de euro sau 7.000 de euro dați pe reparația unui sistem portabil de iluminat piscina. Asta cu sistemul portabil de iluminat piscina, pe mine unul m-a blocat. Adică, eu nu înțeleg, el e portabil, care nevoie în mai multe piscine, din mai multe vile de protocol și sunt piscine neiluminate și ia becurile cu el în deplasări, sau vrea să pună scheme diferite de lumini în funcție de ziua în care înoată, poate face ședințe foto și trebuie să mai schimbe, să aibă lumină de contur, să aibă lumină de portret, să aibă baie de lumină, să aibă accente, spoturi. Mie mi se pare interesant că poți să le iei la mare. Schema de lumini? Da, sau sistemul de iluminat piscina portabil. Da. Să le iei la mare, că bănuiesc că dacă e de iluminat piscina e submersibil. Submersibil. Sub și să le iei când nu ți-ar plăcea să faci baie în mare și să ai lumini... pulsatile. Da. Jur. Da. Cât de mișto e. Da. Și să întreb când îți faci bagaj, mă întreb. Carmen, ai luat sistemul portabil de... iluminat portabil? Iluminat sub... ăla subacvaticul? Ăla. Băi, și dacă numai reparația a costat 7.000 de euro, cât a făcut întreg sistemul? Și doi, dacă a trebuit reparat, de la ce s-a stricat? Și cum îți dai seama? Adică atunci când se strică, curentează? Sau... nu știu, serios, am numai întrebări legate de sistemul portabil de iluminat piscina, a cărui reparație costă 7.000 de euro, bă, băiatule. Pare că nu sunt mulți meșteri care știu să repare și cred că de-aia e scumpă reparația. Plus că o fi și vreo ciupeală și pe acolo. A, păi sunt convins, păi asta e și ideea. Apropo de piscine, la Cotroceni sunt și două iazuri. Unul mai mic și altul și mai mic. Unul se cheamă bazinul cu nufer și celălalt este bazinul baroc. Sunt niște bazine, nu sunt, adică nu vă imaginați că e lac ceva, e un iaz. O, da. Au și valoare de inventar, 5.000 de euro unul, 7.000 de euro altul. Cred că nu e actualizată. Valoare de inventar, asta e? Noi mergem pe acte oficiale. Da. Ei bine, președinția domnului Iohannis a dat din bani publici 6.000 de euro pentru substanțele chimice necesare pentru tratarea apei. Adică să nu facă mătasea broaștei. Gen. 6.000 de euro pe an? Nu doar odată. Asta înseamnă, practic, cât vine, mă? 500 de euro pe lună, nu? Doar pe chimicale de pus în apa a două iazuri. 500 de euro pe lună. Să fie de-astea bio pe bază de apă, să nu... Eu, ca fost acvarist... Știu că acvariul este o pasiune care poate fi destul de scumpă, că trebuie să-l întreții. Da, am avut și eu. Totuși. Și sunt, am mamici care au iazuri în curte, au, se face o groapă, se pune un fund ăla de cauciuc, nu știu cum, ai peștișori înăuntru, crab coi sau ce alți crab de aia colorați mai ai. Nu cred că vreunul dintre prietenii mei dă totuși 500 de euro pe lună pentru întreținerea cu substanțe chimice a acestor iazuri. S-ar putea să te surprinde, ia să-i vezi acum. Că acum că știi, o să-i întrebi. Președinția a mai plătit din bani publici și 13.800 de euro pentru repararea unei uși. Aici e groasă. O fi fost ușă de poartă maramureșeană, ceva, da, și s-a umflat. Și aproape 28.000 de euro pentru întreținerea mobilierului de la Cotroceni. Mă, dar cât pront ai cumpărat și vorba aia? Serios? Dacă... câte tiruri de pront ai luat ca să întreții mobilierul de la Cotroceni? Și acolo e probabil mobilierele masiv. Păi, și nu prea mai sunt meșteri. S-au dus de până în Japonia vreun ce? Cioplitor în lemn care să întrețină ci de întreținut. Da. Cât despre fața de masă de 9.000 de euro la care ne referise, ea a fost cumpărată la jumătatea lunii martie acestui an. Și a costat fix 45.359 de lei, a observat Cristian Șuțu pe blogul lui șuțu.ro. Deci, bă, o față de masă de 9.000 de euro. Eu nu pot imagina cum arată o față de masă de 9.000 de euro. Adică poate că are fire de aur în ea sau ceva de genul ăsta. Poate că e cât un teren de fotbal, nu știu. E ceva... 9.000 de euro. Dar știu așa, cu cât mai săracă o țară, cu atât mai împopoțonat simt nevoia să se arate conducătorii ei.
În țările sărace, ați arăta așa ostentativ bogăția e dovada succesului în viață. În țările în care toată lumea trăiește bine, serviciile publice sunt bune și nu există practic grija zilei de mâine, arătarea publică a bogăției individuale nu mai prezintă atractivitate. În societate în general, nu numai în clasa politică. Da, în societate în general. Noi avem asta... Nu simți nevoia dacă ești bogat în Danemarca, în Finlanda, Suedia, Norvegia, Olanda, să epatezi. Exact. Sigur, poți fi bogat, dar nu mai e o chestie de interes așa aici la noi. Continuă să fie ridicol, dar în același timp arăți, bă, am avut succes în viață. Cu ce poți să arăți că ai avut succes în viață? Mașină, cu... De-astea, să fie banul pe tine gros, da. Lanțul gros de aur la gât, tată, nu contează. Că, oricum, dacă toată lumea trăiește prost, atunci trebuie să arăți tu că trăiești bine, știi, cumva că ai avut succes. Asta se întâmplă în Africa, prin Asia, sau ia ca prin Estul Europei. Mă, dacă vin oaspeți la Palatul Prezidențial, trebuie să impresionez cu ceva. Dacă restul administrației publice n-are cu ce, nu? Păi și îmi și imaginez, știi, președinții și prim-ministrii occidentali care ajung la București și sunt primiți la Cotroceni de domnul Iohannis. Și după aia sunt întrebați, Herr, Frau, cum a fost? Domne, aeroportul Otopen e mizerabil, WC-urile sunt stricate, mizeria acolo nu funcționează, sunt înfundate, drumurile sunt proaste, orașul e cam decrepit, lumea e îmbrăcată așa și așa, cam sărăcăcios, nu prea zâmbesc oamenii pe stradă. Bă, să vezi ce față de masă au însă la Cotroceni. Domnul Macrame. Bă, tată, dar ce rastele au, bă, la Cotroceni de biciclete, ceva n-am văzut. Adică oamenii au succes, bă, frate, pe cuvânt. Ce sistem mobil de iluminat piscina au la Cotroceni și tocmai l-au reparat pe 7.000 de euro. Aici suntem, la astfel de încercări de a impresiona la Palatul Cotroceni cu față de masă de 9.000 de euro, tată.